Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemie sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 24 aprilie, biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea sfântului mucenic Sava Stratilatul. Acest sfânt mucenic Sava a trăit în zilele împăratului Aurelian din Roma, având dregătoria de șef de armată și având credința în Hristos, avea grija sfinților ce erau prin temnițe închiși.
pentru curăția vieții sale și pentru nevoința virtuților, a lungat duhurile cele viclene de la oameni. Fiind părât apoi că este creștin, a mers la împăratul și, lepădându-și centura, a mărturisit pe Hristos. Pentru aceasta a fost chinuit în multe feluri, pe care le-a îndurat cu tărie. În acest fel a atras la credința lui Hristos 70 de păgâni, cărora li s-a tăiat capetele pentru Hristos și s-au încununat. Și iarăși, și a doua oară, stând Sfântul la cercetare, întărit fiind de Hristos mai înainte în temniță și dându-i îndrăznire, a fost aruncat într-o apă și așa a luat cununa muceniciei. Se vedeau la el floarea vârstei și albețea trupului și rumeneala obrazului și era părul capului și barba ca de aur lucind și căutătura ochilor săi poruncitoare și netemătoare, ceea ce îl arăta ostaș desăvârșit și viteaz. Tot într-o această zi, sfinții 70 de mucenici care au crezut prin Sfântul Sava și care s-au săvârșit prin sabie. Tot într-o această zi, pomenirea preacuvioasei Maicii noastre Elisabeta, făcătoarea de minuni. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici Pasicrat și Valentin. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților 8 mucenici Eusebie, Neon, Leontie, Longin și alții 40. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Duca, croitorul mitilenean, care a suferit mucenicia în Constantinopol la anul 1564 și care s-a săvârșit fiind despuiat de piele de viu. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Nicolae, care a mărturisit în Magnezia la anul 1676, care s-a săvârșit în timpul bătăilor. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Iorest, mitropolitul Ardealului, și pomenirea fericitului Ierarh Sava din neamul Brancovici, mitropolitul Ardealului. Tot într-o această zi și pomenirea Sfântului Ierarh Iosif, mărturisitorul din Maramureș. Sfântul Ierarh Iorest era fiu de țăran din Transilvania, a intrat în obștea mănăstirii Putna, schimbându-și numele din Ilie în Iorest. Pentru viața lui îmbunătățită și pentru înțelepciunea lui, Vasile Lupu, domnul Moldovei, l-a ales întâi stătător al Bisericii Transilvaniei în toamna anului 1640. Pentru râvna cu care a apărat și cârmuit biserica, în anul 1643 a fost aruncat în temniță, unde a suferit multe necinstiri și bătăi pe care le-a răbdat mucenicește. După 9 luni este scos din temniță, fiind obligat să plătească o sumă de bani. Ajungând în Moldova între anii 1656-1657, a fost episcop de Huș, apoi și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, fiind numărat în ceata sfinților mărturisitori. A fost canonizat în anul 1955. Sfântul Ierarh Sava s-a născut în localitatea Inău din părinți binecredincioși. La Sfântul Botez a primit numele de Simeon. După ce a învățat carte în mănăstirea Comana, ajunge protopop. Fiind găsit vrednic, în anul 1656 este ales mitropolit și păstor sufletesc al Ardealului, cârmuind și apărând biserica timp de 24 de ani. În anul 1680 a fost scos din scaun și băgat în temniță, unde a fost bătut cu toiege, batjocorit și chinuit ca un martir timp de 3 ani. În anul 1683 este scos din temniță, dar fiind slăbit de chinuri, îndată și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. A fost canonizat în anul 1955. Sfântul Ierarh Iosif, mărturisitorul din Maramureș, s-a născut într-un sat din părțile Năsăudului. Învățătura și-a dobândit-o de la preoții satelor, dar și de la călugării din mănăstirile și schiturile maramureșene. După slujirea sa ca preot, a fost ales episcop în 1690 pentru românii din Ținutul Maramureșului. El a fost arestat de mai multe ori și silit să accepte părăsirea ortodoxiei, dar nu a cedat până la moarte. Pentru viața lui sfântă și pentru eroismul cu care a apărat ortodoxia, a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română ca sfânt mărturisitor. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Oh.
cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.